Profesorul clujean, care i-a cerut unei studente să întrețină raporturi sexuale în schimbul unei note de trecere la examen, nu se lasă demis. A recunoscut-o chiar decanul Facultății de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor din Cluj. În schimb, poliția s-a autosesizat în acest caz și îl cercetează pe profesor pentru hărțuire sexuală. Decanul Facultății de Științe Economice și Gestiune a Afacerilor, Dumitru Mateaș, a declarat că pentru faptele lui profesorul este propus pentru excluderea din rândul cadrelor didactice. Decanul susține că profesorul merita să fie demis, dar se teme că acesta va ataca decizia în justiție. În viziunea facultății este excluderea, desfacerea contractului de muncă. Sigur, nu facultatea desface contractul de muncă, instituția, dar nu este normal ca un cadru didactic care se ocupă de educația studenților, de activități de cercetare, să facă chestiunile care le-a făcut. Sunt rușinoase, sunt oribile. Ne pare rău că s-a întâmplat, dar într-un fel, dacă se ocupa cu acestea, a fost demascat și atunci își merită soarta pe care dânsul și-a creat-o. Suntem pregătiți, probabil asta va și urma. Dânsul are toate căile de atac posibile, noi suntem pregătiți. Eu m-am interesat deja, să știți, și de la juriștii universității încă de ieri și astăzi mi s-a confirmat că există toate șansele să izbutim. E o pată asupra facultății? Ce? Este o pată asupra facultății când se întâmplă chestiunile de genul ăsta, este o pată, nu e normal, dar e bine într-un fel că a fost demascat. Până la urmă, probabil mai sunt și alții care au alte apucături și alte metode și așa mai departe și ei ar trebui încet, încet. Noi trebuie să facem ordine în învățământ și învățământul superior cu atât mai mult. Decanul a comentat și zvonurile, cum că profesorul în cauză nu ar fi la prima tentativă de a corupe o studentă. Neavând probe, era greu să facem ceva pe linia aceasta, pentru că vedeți și cu probele care sunt, va fi greu până la urmă să izbutim, dar totuși eu cred că vom izbuti să ducem această activitate, adică să efectiv să nu mai avem niciun raport cu acest cadru didactic. Profesorul a refuzat să-și dea demisia în urma scandalului sexual demascat de studentă, care a înregistrat toate avansurile făcute de cadrul didactic. Conducerea IPJ Cluj a anunțat că poliția s-a autosesizat în urma acestui scandal, iar profesorul este cercetat pentru hărțuire sexuală.